În cadrul videoconferinței din această dimineață, premierul Victor Ponta a anunțat că Departamentul de Intervenții în Situații de Urgență, care va funcționa în cadrul Ministerului de Interne, va fi condus de către secretarul de stat în Ministerul Sănătății, Raed Arafat. Acesta, din urmă, a declarat că nu a rupt de tot legăturile cu Ministerul Sănătății și este de părere că intervențiile de urgență se pot coordona mai bine de la Ministerul de Interne. Faptul că va fi coordonarea operativă, inclusiv a părții medicale de urgență, și anume servicii de ambulanță, unități de primiri urgențe, prin acest departament, în cooperare cu Ministerul Sănătății, va permite, într-adevăr, să avem o integrare reală a sectorului de urgență.